Consiliul Local Portești, în ședință extraordinară, la data de 27 octombrie 2015. Pentru ședința de astăzi, sunt ședințe 18 consilieri. Vă rog acum propunul pentru alegerea președintele ședinței. Domnul Condruci? Bine, bine. Bine, 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 da? Alte propuneri, domnul Oraș? Bine, bine, bine. Alte propuneri, dacă nu sunt alte propuneri, vă rog spune la vă propunerea domnul Șadrovski de alegerea președintele ședinței de astăzi, doamna Mirea Călinena. Așa că trebuie să mă ne-am băgat. O votare, nu am băgat. Mă trebuie să mă ne-am băgat. Nu-i nouă. Dacă la soară să-i pun un gheană școală, nu-i nouă. Nu-i nouă, nu-i nouă. Dar nu-i nouă. Dar nu-i nouă. Dar nu-i nouă. Punerea domnului Ionaș, de aici, domnul Mirea Călinena. Fiindcă, în caz contrar, în anul poate de indicare, o păzit cu pașii așa mai facem, dacă nu putem să iau fără, asta e întrebare, și să mă organizez, îmi clarific cu întrebarea asta. Prima întrebare. Și a doua întrebare. La punctul 1. Eu propun că, încă o dată de reîntors la abrogare decizii, numărul cărpus data trecută cu comisie specialitate. Mulțumim. Pentru ce, domnule? Vă rog, răspundeți.
clarificat contractul a fost primit și decizia că a fost primit în anul 2002. Ilegal, nu ilegal, așa fac la sine. Trebuie să răspuns la omul ăsta. Ne-am călătorit pe duri, după aceea, nu știu, faci cu nimeni. Nu s-a redat din doar. Iată asta. Îi clarificăm aici, dar nu știu că nu că-i trebuie nimeni. Eu deja nu fac document, da? Doamne prezență. Eu pot să știu. Și faci mai departe. Eu pe mult mă dat, că răspund. Da, eu am văzut contractul, domnul consilier. Deci este vorba despre un contract pe care îl deține domnul Turcanu. La primărie nu este. Nu a fost înregistrat. E din 2003. Azi suntem în 2015. În perioada respectivă de 12 ani, când eu am fost dat în arendă, trebuia să fie înregistrat, știți foarte bine, înregistrat la bătăie. Aici scrie invers, adică arendașul trebuie să dea proprietarului 40%. Alt contract în primărie, noi. Deci, îi, nu știu, haideți să discutăm cu dumneavoastră împreună. Nu zic că nu trebuie să-i dăm omului de ceva, că, într-adevăr, cei care au fost acolo spun că este într-o stare bună pădurea. Da. De, împreună cu dumneavoastră, haideți să decidem ce facem. Eu zic, contractul este nul. Pot să duc și în răjudecată. Dar oamenii ăștia, omul ăsta, poate decidem că să-i oferim ceva, pentru că dacă constatăm și comisia merge la fața locului și zice că da, într-adevăr s-a păzit, că dacă nu era el, poate era o fel de tăieri, 12 ani, pădureau s-au crescut, dar contractul prevede, dacă ziceau 40% să-i dăm arendașului din suma, din cantitatea de păduri tăiete, atunci contractul spune invers. Arendașul trebuie să dă-i proprietarului 40%, de exemplu, era la 60%, oricum. Explicați-mi, pentru că acest contract trebuia să fie discutat, nu știu cum a scăpat mai de vedere la Comisia Juristică, dar mă rog, chiar discută așa astăzi. Eu zic să punem o ordine de zi. Omul ăsta a muncit ceva acolo. Ce contract avem acolo? 5 hectare, dar nu tăiem 10. Din 10 hectare, cam cât ies? Vine cât îi oferi? Mi-a dat dacă eu vin competența Consiliului și vă explicați pe contract pe mine. Dar dacă trebuie inclus în ordinea de zi, da. Și da. 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 Și da. Ia nu înțeles pe domnul Andrei. Păi n-am înțeles. Deci data trecută a fost pus întrebare de a modifica decizia care a pus specialitatea. Și data a fost data secretară. Voi n-ați votat cu procedura pentru registrare. Deci, iarăși, fracțiunea PD cu 9 consilieri au 10 locuri. Fracțiunea PL cu 4 au 6 locuri. Deci, nu propunem ca de la PL de mai mult, nu, dar de atât. Ca să mai departe, iar când... Comisia Grau. Să facem de cascadă. Nu m-ați spus, uite, de nimic. Așa e doamna, am venit doamna, care au spus cu toate, cu toți ceilalți. Nu pregăstim, nu vorbim cu oamenii ăștia. Păi ce e totul pe ei și atât? E mai devreme, și voi cum prea mea din păleze. La Consiliul trecut cu 2 consilieri PD, aveau 6, tot 6 în comisie. Și atunci legea era avantajată, nu era primar. Și n-ai atacat dacă știi legea. Păi n-am atacat, era moară. Păi nu, azi mergem așa după aici. Și n-ai atacat. Domnul Ioana, ca să mergem după votat. Când i-am votat aia atunci, pentru asta, domnul Iul? Păi ești să mergem. Păi am votat. Apoi, am urmează pe chestia. Nu puteți, nu puteți. Nu scotează astăzi toată, dar nu are rost să-mi scotează. Dar nu-i dar plângi!
Da, dar auziți că ar trebui să cunoască Consiliul. De ce nu?
acum, când la plecare e certificat. Nu ați plecat toți. Păi, dar trebuie să vin cineva de acolo. Domnul Ioane, mi-e dat 600 de dolari. Cât ați fie arienda pentru slab? Este pentru oameni care n-au șoare, n-au mână. Da, dar poate conform în legea ce cu cine acum e arienda. Dau conform formulii. Da, dar așa puțin, așa spui mai. Nu spui, așa și sumă de bani. Dacă te vin din urmă care la fac, care e la arie. Poate fi legislat la bătăie obiectul cu suma respectivă și prin suma asta... Ce nu spui, noi să vă dăm informație, nicio problemă. E adevărat, contract previe să semnez primarul. Dar eu zic să știți și dumneavoastră, pentru că atunci când e bine, siguranță bine dacă va avea loc, cam așa previere. O să vă invităm cu dumneavoastră acolo, să vină toți oamenii care beneficiază, vedem obiectul, că nu e ceva ascuns, e un obiect. Eu vreau să văd și care e acolo investit bani. Da, cât o investit bani? Da, bani. Cât bani că să dau investit de lor? Doamna primar, eu să spun că întrebarea asta nu trebuie așa de grăbit, băieți au dreptat și ceva. Vezi că îi susțin la părerea la data aceea. Trebuie de bătut, făcut din partea primăriei, eu să fac și o reprezentare din partea primăriei. Fiindcă noi trebuie să votăm, să vedem cine, fiindcă acolo trebuie să ducăm control oricare. Bătut și arene, cum ca să fie. Nu așa, ne-am dat și până în ziua. Primăria poate fi și în ziua. Din cost, arena din cost obiectul. Nu am așa de despre eu. Doamne, dar dacă îmi dați voi, noi am votat decizia. Da, dacă nu vrei, am fost prea multă democrație și transparență. Nu, întrebarea aceasta a fost foarte mult, dar am lăsat. Okay. Și nu trebuie să la ora, la ora să o faci. Adică, dacă să o faci într-adevăr transparent, să discutăm orice întrebare, ca să fie la curent fiecare cetățean și fiecare consilier, să chem să răspund. Ca să ia scandalul la 2-3 oameni și mai departe nu știi nimic. Dar vedeți sub contractul. Nu vreau. Dar dacă vreau investit. Stimați consilier, eu acolo am fost, sunt de toate la muncică de bun, am deci e un lucru foarte mare, bravo. Și discutăm întrebarea. Sunt câte acum, 10 secții, câte 2000 de toate. Bravo, domnule. Dar întrebarea altă, cum spun băieții, deci trebuie să reacționăm în cadrul ei. Doamna primăriță, contractul deja la moment este un contract. Decizia. Decizia e primăria satului Păstrăști. În primul rând să aprobăm contractul și ala. Și să facem un contract. Doi. Noi am făcut toate documentele. Noi am făcut toate documentele. Am făcut toate documentele de recepție și toate documentele primăria s-au spus că da, știm. Da. Eu le-am dat, așa? Eu răspund de asta. Da. Ca să facem altul. Dar nu vreau să-și facem. Trebuie cum? Treaba ce le-a documentele. Nu trebuie să facem pe rândul și facem. Dacă întrebarea, eu s-o pot cu... Da. Nu am făcut recepție la primăria. Recepție la primăria am făcut. Este decizia Consiliului, chemată de fostul primar. Este tot și mai drept. Dar nu sunt partener. Este în altceva. Eu vreau și eu, la Consilie. Nu facem nimic acolo făcut, tot nu s-a făcut nimic. E din trecut. Băieți, așa au investit 12 milioane de lei. Nu mi-a dat 5 lei să investești. 45.000 de euro. Nimic nu trebuie de potrivă. Eu așa l-am primit. Spune și primarul din Iorga. Eu spui la primărie, băiat, eu n-ar zi și primul, care a pus 45.000 de dolari. Să ne ascult, băiat, eu am pus 45.000 de dolari. Să vedem și noi, să știm cine zi, cât au investit, ce sumă au și să vedem care-i partea primăriei, care-i partea primăriei. Iar asta vrem. Dar am ochi când cu aprobat, am luat, hai să-ți spune. Și mai vreau să punem o ordine. Bun, 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 informația pentru altă dată. Ok. Hai, informația vă rog. Nu, nu, se fac alte documente. Nu e gata, chiar. Bun, 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 bun,
Păi, dar de ce e bani? Doamna președinte, puneți la ordine zi cu adăugire. Da, adăugire am... Da, corect. Cine-i pentru aceea ca să vădăm ordine de zi cu adăugire? Care adăugere? Spuneți de secretară. Deci... Ambele cu privire la pădure. Și am văzut o pădure. O pădure, da, și am două propuneri la trecut. Da, da. Cu singură completare. Dar eu mai am o întrebare. Cine? Da, ui. Cu Boroste. Cine e totuși responsabil cu Boroste? Personalul ăsta a venit, mă sună cineva, care e vecinul la Boroste și spune că acolo toți bombe, toți vezi bani, se grămădesc acolo, vezi cu ochii, în față de tinerești astea. Cine este până acolo? Primăria. Așa, primărie, poate să îngrădească acolo, poate să-i pui cineva. Acolo este îngrădească. Acolo mă spune, se grămădesc cu noapte, acolo cu eu. Doamna Natalia, poate îmi spune cu Boros, că acolo nu vine de propune mai degrabă acolo în stare variabilă și în stare de accidentare posibil să avem și care va probleme. Acolo trebuie să primiți o decizie primolare, dar este terenul și ala direct, în reguli, și apoi de atunci vă trebuie să faceți cu dânsul, că acolo putem să așteptăm să joacă copiii, să duc bătrâni, să duc cu chestia mai... Nu, nu știm cum are. Dacă așa trebuie, poate da și îngrădie acum. Asta e o propunere, da. El dată și el gata, gata, ca cu șcare. De acord, da. Într-adevăr, nu avem decizii de demolare și ea nu mai poate fi supusă... Dar trebuie să o reconstrucție, da. Adică noi trebuie să... Nu, 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 deci nu poate fi supusă. Dar să adăugem, sigur, din urmă de viză, propunerea lui legea informaticii de privire la demolarea. De demolare, de zbăduți, dar nu vede construire, dar să construie cu bani, mă să ne-am zis cu bani. Expertizia, expertizia, dar nu este anul pe care nu putem modifica. Nu este decizii ca și ce-am putut. Ce e pentru asta? Adăugă, să adaugă și problema pentru demolarea. Ce e pentru asta? Hai să Trebuie de uitat în registrul monumentului. Nu poți expertiza reconstrucția, nu poți face monumentul. Acum, cu domnul Ionaș, ne uităm noi, nu știu din care motive, nu a fost introdusă zona Andriana, pentru tăriet, alea, nu știu nici ce. Domnul Ionaș, când e mie, este decizie noi. El studim Andriana. El stați și eu. Nu, e comisă pe care e rezultat, dar nu e mai stai el. Dar și ei, nu, 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 dar nu, dar pe bun decizie. Dar cum e bun? Este pe bun. Iar care e decizia? Păi, dar pe bun e Andrian, dar Demers este. Dar Demers este. Păi, dar noi am spus că nu avem citării acolo. Dar cum te ia doar a vorbit? Poate ia conform decizii, da. Da, iar eu chiar am înțeles. Comisia era un post. Nu, noi ne-am spus la fapt. Nu, 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 că s-a fost exclude, da? Da. Ce-a exclude? Nu se exclude, dar nu ce-a vorbit atunci. Băi, ești documentul ăsta, băi, de ce-a spus. Băi, nu vezi, da. Eu documentul ăsta. Băi, nu-ți faci documentul, dar nu ce-a făcut la loc. De ce cum faci? Gata, se exclude, da, băi, să-mi trebuie. Da, băi. Băi, nu se exclude, dar nu se exclude. Demolare. Deci, acum
acum trecem la dezbaterea aplicării pe care fac. Prima întrebare este care decizie de vorba despre doamna Tatăl. Da, este vorba despre decizia cu privire la Oghelea viceprimar. Funcția asta care este mai în primăria, asta mai mult nu cred că n-aș o mai făcut. Între timp de la ședința noastră precedentă din 15 octombrie, am mai primit o citație de chemare judecată la Cancelarea de Stat, în care se insistă asupra abrogării funcției, abrogării decizii, a modificării decizii cu privire la funcția de a doua funcție de viceprimar. Și ceea ce am spus data trecută, că funcția de viceprimar în primăria Costești este necesară și noi trebuie să o obținem, dar calea prin care trebuie să o obținem este înaintarea către Consiliu, din partea mea, a propunerii de modificare a statelor de personal. Deci, legea prevede că statele de personal sunt aprobate de către Consiliu. Ele au fost aprobate pentru anul 2015, la sfârșitul anului 2014. Și iată, citind această cerere de chemare judecată mai de larg, ceea ce nu era notificare, poate și n-am pătruns mai adânc, deci este și sugestia soluției acestei probleme. Deci, cancelarea sugerează, conform legislației, că noi să facem propunerea către Consiliu de modificarea statelor de personal în care să fie introdus al doilea viceprimar, dar cu condiția nedepășirii a 30% din suma bugetului local care este atribuită pentru cheltuieli administrative. Acum noi, împreună cu economistul, pregătim informația referitor la această sumă, cât constituie, pentru că am întrebat și pe unii și pe alții și mai pot să ne răspundă, care sunt considerate cheltuieli administrative. Oferim această informație Cancelarea de Stat și către dumneavoastră vin cu rugămintea de a abroga, de a modifica, de fapt, da? Care este proiectul decizii la noi? De a modifica decizia 02.04.401 din 13 iulie 2015 cu privire la instituirea funcțiilor de viceprimar, după cum urmează să se instituie o funcție de viceprimar și imediat după asta, deci ești clar că se abrogă punctul 2 din decizia precedentă, dar după asta vin la punctul 2 a deciziei, în care tot către Consiliu rog, ceea ce am spus mai înainte, să aprobăm mărirea statului de personal cu o unitate de viceprimar. Asta în baza demersului pe care o să o facem la Cancelarea de Stat, pentru ca să ne aprobe ei și să fie unitate de viceprimar. Argument tot, am spus data trecută, este, nu se contractează viceprimarul. Cum n-am putea contracta un primar acum? Chiar dacă ne-ar mai trebui vreo 2-3, nu-i putem contracta. Sunt persoane cu identitate publică și ei sunt oferiți de către stat. Acum, data viitoare. Deci, vedem, dacă cancelarea ne oferă și aducem argumentele respective, înseamnă că au două funcții de viceprimar, vin în statele de personal, conform salarizării, legii și așa mai departe. Deci, vă rog, acum, pentru început, la decizia 0501, să aprobați proiectul de decizie. Da. Întrebare. Și totul să vrea să-i vizi primar? Da, dacă nu o să ne ofere în stande. Da. În privința la legalității, se modifică decizia. Dacă se modifică decizia, ce aprobare pornit noastră? Punctul 2 se abrogă. Nu cred că e o prioritate, punctul 2 se abrogă. E vorba de două decizii, una se modifică și alta se abrogă. Dar ce sunt două decizii? Eu știu că am înțeles că eu sunt decizii de Moisei și tot într aceeași decizii și mort. Au fost două decizii. Una era scris, se instituie două funcții de viceprimar. Asta trebuie și modificată. Se instituie o funcție de viceprimar. Și următoare decizie avea două articole. Primul articol se aprobă candidatura domnului Moisei și al doilea articol se aprobă candidatura domnului Moisei. Punctul 2 e altă decizie. E altă decizie, da. Se modifică. Doamna primar. Aceea se modifică. Punctul 2 se modifică aceea decizie. Dar asta se aprobă că să fie un viceprimar, da? Ca doilea, unul este și să fie a doilea instituit.
dacă le aprobăm de este cu 13 luni, e acela. Da. Dacă se acceptă statele de rezonanță... Se aprobă un buget, da, nu-i din venit. Nu se aprobă de rezonanță, o este din stat. Dar ceva de adăugat. M-a spus eu, bă, am văzut așa, presidentul de costi spre mare. Ați apropiat, ați spus iară, poate și nu puteți pare așa mai departe. Diverse lucruri pe mare asta. Studiați cum scade cadrul legal al mine. Nu se mai poate ține, nu suntem cu tine. Situl legal, nu fie omul să purta pe tine, nu suntem cu tine, nu suntem cu tine, Așa propunem, da. De ce să aveți nevoie să vă spun? Am vrut de întrebări și nu mai să spun cum nu-i concret întrebarea asta pentru până asta. Nu este clar. Ce e clar? Dar ce faci? Ca să, să consultați cazul de caz și mergeți întrebări. Întrebări, vă rog. Care întrebare? Domnul Bărbat. Are o dacă la domnul Moran și există cadrul legal, este țara noastră capturată și nu are șoare de legă să, să duce după interese. Așa că, tot respect cu toate consilierii din coaliție, consilierii pe PIA, dar să votez împotriva Bulgariei, din vecina, fiindcă noi nu vrem să dăm, cum spun Moldova, în urată și de mână și de gard, adică la doi la întrebare noi să votăm, pierdem. Dar la prima, că nu suntem încrezuți, că astăzi pleacă tot și o să accepte nouă mărire statul cu deșeuri de mult la potrivă prima. A doua om, sau pierdem. Dar care nu? A doua decizie, a doua răspund. Aprobă mărire Cine-i potrivit? Capul ea, capul ea. Pune-mi mâna ca oameni, nu? Eu spun. Știu, exact.
Nu vreți și viceprimarul la voi.
Și nu momentată, voi vă reacționez de propunere, băi, nu am revista. Dar nu vine acolo și momentat, că eu nu vreau să scriu așa, dar nu vreau. Vasile a spus, eu nu susțin aprobare. De ce zic vici primarul la noi, care ei l-au propus? Și a spus părerea, tu? După legea să face. Localitatea dacă are mai mult de 5.000 de oameni, spune un vici primar. De câți oameni aici? Avem și mii, avem și mii ca să bătrâni. Două cimere. Dar nu pot să fie un vici primar în teritoriul legii, vici primarul dumneavoastră. Dar pot să fie altfel, mai mult vici primar. Noi ați răspunde la întrebarea asta peste o săptămână. Când au spus o cancelare de stat, nu te gândi că din aer a apărut a doilea viceprimar. Toți s-au discutat acolo, s-au vorbit și de făcut să apare a doilea viceprimar la Costie. Care să-i plătim din bugetul statului. Dar dați pe ordine de zi să ne ieșim, suntem toată ceva, să vorbim de ceva. Pentru că vota Care buget de stat, dacă s-a spus ieri la televiziune, că gata, banii nu mai sunt. N-am și dat piață și n-am spus salarii. Dar noi am avut așa. De atât vă spun, să acționăm în cadrul legii mai departe. Băieți, întrebarea corectă. În cadrul legii v-am propus subiectul, decizia numărul 1. Doamna, cine a votat? Dacă e în cadrul legii, cine ai votat? Vedem care e legea. Da, să acționăm la vot. Că nu arde asta nimic. Hai, puneți la vot. Ce vă abțineți? Mă consider. Eu văd că noi vorbim în limbi diferite. Ne-am dat să abrogăm un viceprimar sau punem în cadrul legii. Și nu vorbim mai de om ăsta că a făcut, nu a făcut, fiindcă aș dă-i darea seama la urmă noi. Vorbim de funcții care fie în satul nostru două funcții de viceprimar, să facem în cadrul legii. Și cu banii de la anul a să fie miliardul înapoi și a fi pune loc. Ca să mai fie sfat în Consiliul ăsta nostru, că s-a făcut anii și anii ăștia nu-ți facă, eu vreau să spun că vă dau o propunere. Dați-mă de să vedem, într-adevăr, 4-5 ani țara s-a urat, e rămas în zero, cum spune domnul Ioraș. Și eu am propunere așa, ca să ne sfădim la mulți, ne urmim și la următoare mare adunare națională cu piață, ieșim toți și să doarcem miliardul înapoi, câte s-au furat de bandiții care știți. Și atunci ar fi bine și în țară. Dar noi ne sfădim aici de voi, s-au făcut 5 ani, și am venit, îți faci și nu-i corect. Îți faci și acum, s-au făcut și atunci, au fost bani, s-au făcut, nu-s bani, n-ați fac, ați fac, ce ați fi? Miliardul înapoi și piața acolo, tot și atunci ați fi tăzut. Iar că eu am să fac o replică, dar îi răspund și o legă. Și ce ne bătim? Auzi, Vasile? Nu, dar nu ca ce ne bătim. Vasile, hai cum spune. Încă n-am văzut deliberă între pro, abținerea și împotrivă. Adică să deliberez după ce ai votat pentru. Încă mijlocul este n-am văzut. Dar ca să punem punct la subiectul ăsta, eu sunt de acord și cu tine și vreau să răspund și lui Oleg. Tu ai spus așa, dacă au fost bani, s-au făcut. Eu vreau să vă spun că nu au fost bani, s-au făcut. Și acum suntem de către Dromos Cons pe risc de a fi dat în judecat și omul ăsta zice, grijă-ți eu și primării și cazul culturii și grădinițe de 4 milioane și vrei. Dau în judecată și te cătrez pentru cât pe maxim mă pun fără bani. Eu nu vreau să vină în fața dumneavoastră să facem fără bani. Eu vin cu 20.000, 40.000, o piatră să luăm cât avem. Dar să nu o facem pentru mult, pentru că suntem în situația de a da
iată, avem din fondul ăsta a statului, 2 milioane jumătate, de milioane jumătate. Cu bani care au fost alocați fără contract. De atâta ani nu ne ținem mari stari. Vreau să vă spun câteva adevăr, depunem efort pentru ca să mergem înainte și facem tot ce știa. Dar fără bani și siguranță vă dați seama. Și încă, agenții economici sunt toți toți de la Costești, gata. Au făcut tâmpi pe datorii care au fost și găsiți alții de anul. Și nu știu, dacă suntem de acord să mergem pe baza asta, ca să contractăm, să facem lucru și să nu plătim, e bun și așa. Dacă pentru asta e bun, lumea nu merge în caloș și în jucot e bun. Dar rămân care instituie. Rămân care instituie. Doamna Consiliere, trebuie să mă schimbă, dacă vreți, acum ați luat, m-ați dus la mine. Dar spune, dar pot, 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 dar spune, nu știm cât a fost contract, nu știm cât a fost contract, nu știm cât s-a obținut. 10 votare. Urmă argument. Unii votare, pro, cuvântul să avem parte. Pro, au fost 10 voturi, nu pot așa. Nu a fost, prima dată. Poți, domnule. O fost, puneți, vă răspunde, cine este în contra? Cine este copra acestui proiect de decizie? Nimeni, da? Cine s-a abținut? Da. De unde nouă? 8 și 9. Ați mai votat acolo. Nu, mai este un punct.
Da, mulțumim. Deci, proiectul la mine nu e corect. 40 întreg și 2000. Deci este un contract plin de petriș. Și nu pentru reparația drumului de la Alexandrie, care aici o să fie mai multe drumuri. Da, sub. Da, sub. Dar Alexandrie, care este Alexandrie? În deal acolo unde s-a găsit la Leodierna. Doamna primar, nu uitați de partea noastră. Nu uitam. Nici că nu a fost Vasilicu Ozma. Că te-o leagă la toți. Piotr Ivanș, acolo s-a absolut o ușibionă. Oleg, vine să propune să ne ducem acolo, acolo dacă trebuie din pinspiu mă depus, ce-o mă așa de cicleta? Dar trebuie să-ți țin, dar acolo mă așa de tot așa. Așa cum să ajung la țapa asta de apă. Și la Moisil, acolo la Corcoz Trans, la deal, tot este o rumă, trebuie să-i îndreptat, este îndreptat, că avea legume cu da. E că zic, din suma asta de 40.000, da, din suma asta de 40.000, o să acoperim cu cât eu iau cei mai bolnavi locuri, să zicem așa, care se fac la... Poate un mic cu cicleturile, să apuc eu gruma pe acolo. Dacă era mai mult... Da, de acord, dar știți că acum nu sunt vreți permis în licitație, știți foarte bine. Și acum facem un contract de mică valoare și asta e suma maximă, care te faci cu spun, cum am făcut acum, contractul l-am înregistrat și acum urmează să-l aducem. Cred că Greiderul acolo, poate e chef să duc acolo. Dar nu mai zic de Greiderul, nu știți ce faci. Bun, o să spun băieții. Mai departe, 119.000 și 25.000 sunt suma de 144.000 care pot alocate de Consiliul Raional prin liceu teoretic Costeș pentru mini de level de spate orice la de fotbal. Și trebuie să iasă prin noi, sunt veniți banii de fond, numai trebuie să-i alocăm. Așa. Și gata, nu? A, domnul Ionaș, cât acolo cu tăierile? Spuneți, vă rog. Doamna Cătălin, nu sunt potrivit, v-am spus. Nu trebuie să-i dau spus. Elena, mă stai sfârșitul ședinței. Contractul la rup și eu obținem de lei cu drumul cea. Cu euroacțiune. Nu sunt potrivit, dar sunt dați prima dată contractul de 80.000. Ai, eu te întreba, așa ai consiliu. Nu, că spui oameni și vorbesc. Nu alocăm alți sume de bani pe când decizia anterior că a fost primit. Domnule Ionaș, ce sunt bani la cuțile rămâne? Asta! Și a doua întrebare, a doua întrebare. Suma de 5.692 de lei de adăugat atorgător pentru efectuarea documentației sau mai departe primită ele pe 2.000. Mă soleacu, numai documentație 5.000? Da, toate documente pe la... La alocări asta, Ivan. Mă soleacu, nu documente 5.000? Autorizația, ce vreți? Autorizația tot cu asta... La voi de ecologie cu asta 5.000? Da, la voi de ecologie să plătiți 400 de lei hectare. Eu am să zic amici. Da, nu mai zic eu. El și bine fac ce le fac. Nu suntem ecologii chiar și intelectuali. Vreau să-mi dăm banii ca ceva pentru tăie chiar. Adică noi n-am prevăzut bani pentru munca. Uite că ați promit dumneavoastră, ajunge la poliția și la reprezentare, tai cu chiar. Da, 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 dar așa era corea. Domnul Ionaș. Dar votăm punct. S-au lămurat cele din ele. 5.000 de asădători. Puneți proiecte de ce? 0504. Adrii, ce? Domnule, la 5.000? Am vrut să zic ceva de cele 80.000 de atac. 600 cât? 700. Ia uite-mă și în cap și nu e în aia. Nu știu la pe 4-i dar de ea. Nu știu, nu faci tu aia. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Așa că, dar bun, e numele care s-a de-a luat în
E legat, au. Numerele? Numele sunt legat din ei. Da, de la copii s-au pus treaba. Da, nu au fost la copii. Nu au fost la copii. Cum n-o să comit? Nu, e informarea unor bunului mobilor, dar n-ați întâlnit în cadă. E informare. Și nu poate să dați. Implicare, punerea la lucrurile. Comisia de dreptul de stat. Foarte drept, dar la comisia. Dar nu s-a discutat, dar nu s-a numit de cadastrare. Numerele, hai, citește numerele, ia zi numerele. Dar nu-mi extrage, de ce ceva cum a supărat la citat, ceva de comisie. Și nu trebuie să fie numerele. Comisia de dreptul. Să spun siropurile? Da, da, da. Pământul e cel prin aschid pe dânsul 50 de ani înainte. Sunt niște râi, te-am trăit, poți și smete. Sunt pământuri agricole, nu-i pământ, nu-i iertă de la pământul, Și trebuie dată, eu văd că
dat la următoarea ședință. Prietul spune conform legii, prietul spune conform legii, dacă el nu știe conform legii. Nu facem cu noi nimic, nu facem cu noi nimic. Dumneavoastră, când ați cumpărat pământul, nu aveai dreptul să faci construcții, corect, mie, care nu merge sub construcții. Primăria v-a vândut, dumneavoastră, trebuie să spui niciodată că am trecut la tot, așa era 23 de consilieri, inclusiv soldați care vocau. Tu nu aveai dreptul să faci construcții, corect, care nu sunt construcții. Noi am mers la chestia asta și am dat terenul sub construcții. Știi destul de bine și dureri de gata, am avut după asta, să l-am văzut construcții, n-am avut dreptul. Atunci era prețul 20.000, iura când a cumpărat pământul era 6.000 de lei. După asta s-a spus că cel a luat 6.000 de lei terenul și el. Totul construcția dat, care tot nu era legal. Dar ilegal, am văzut și vorbesc eu. Am altceva vreau să spun. Noi, la orice consiliu, trebuie la consiliu următorul. Dacă nu e normal. Este interesant. Iată, dar ce zi de pământ, 6.000 de lei, iar, soară. Poate 20. Consiliu de ce? Da, dar până voi eu luam trei copii. Hai mai zis să facem altă chestie. Să facem o fiertă de vizii. Cum ai cumpărat? Dar și la locul de vizii azi. Așa că așa întrebat un moment. Deci acționarul vreau să fie direcția. Dacă vorbeam zic, eram de acord. Am atat trebuie să stai și nu zici mai mult. Doamnă, ne puneți la vot să le atat așa. Dar în părție, ești la altul ceva la stat să... Să ieși la stat, de loc. Și chiar să fie o aibă. Și cu privire la examinarea ce e depus de neozisele.
Doamna Natalia, Ștefan, Ștefan. Da, este vorba despre Bibol Ștefan, care a făcut lucrări de 59.000-60.000 undeva, cu tehnica proprie, cu întreprinderea lui, lucrări de canalizare. Este procesul verbal de recepție a lucrărilor, semnat de către domnul primar, costul, contract semnat, deci ne-au făcut o decizie de preîntâmpinare, că dacă nu acceptăm, dăm judecată. De aceea, da, am vrut să venim către dumneavoastră, să vedem ce ne spuneți, cum facem aceste achitări. Soluții sunt mai două. Una este ca să solicităm de la Litarcom achitarea acestei sume, pentru că au făcut lucrările prevăzute în contractul cu Litarcom, s-au dublat, lucrările nu s-au dublat, dar adică se dublează în documente. Sau să alocăm suma de 59.000, cu toate este decizia de acum de alocare, dar nu s-au executat, și acești bani să fie considerați ca și contribuție. Prin proces verbal scos de la Litarcom, pentru că noi suntem datori Litarcom cu 800.000 ca și contribuție. Două variante. Litarcom este de acord cu Litarcom? Nu, nu, cu Litarcom. Da. Este acesta că trebuie de o dată discutat cu Litarcom. Că în altfel, noi banii de la nu mai avem. Eu putem să-i știu destul de tine. Nu numai o dată am avut sub părinte lor când cu plumba în oare și în tine. Așa că trebuie chemat trebuie de asta în datul de-a lor. Este că Andrei are aproape, la bun, dar nu acord, nu. Dacă nu acceptă, trebuie făcut ceva cu omul deschis de nou lucrat. Păi, dar care e ceva asta? Da, chestia asta, că nu cred. Eu te la spun ce putem spus. Eu avem bun, nu-i corect bani. Cum am fac și noi acum, dar și eu am fost la domnul Ștefan de nu creează deloc. La lucru că la primul domnul Ștefan nu-i corect procedura de bani. Nu că eu am înțeles la secundul, dar pe tine. Eu asta n-am fost de acord niciodată și acum nu pot să fiu de acord până nu vine reprezentant de acolo, solicite suma de bani, ori să-i faci lucrări adăugătoare plătești, ori să faci ceva să fie în suma. Omul trebuie să-i plătim, dar trebuie modalitate diferită. Cineva trebuie să-i plătească, ori primul de acolo. Noi îi plătim lui, dar Litarcom se fac ăia că nu fac oricine asta de drum, cu asta atâta, ți-o fac drum să le apară. Dar și alt propunere, da, noi suntem datori la Litarcom. Păi asta nu spune ca contribuție. Faci cum am. Contribuție, da. Da, da, da. La școala numărul 3. Poți firma cu domnul Ștefan la ce? La școala numărul 3. Nu, la serios. Nu, la ce? La mai după? Da. Nu, serios acolo. Foarte frumos. Eu nu voi de la o. Știi. Am deja văzut dat pe recepție. Deci nu asta de a fost. La Comisia de Drept tot au fost și jurist și s-au propus așa că să-i plătească primăria, să-i plătim, nu mai merg pe judecat, fiindcă oricum. Primarul prezident o pus pantilă, asta primăria îi răspunde și a scris că judecata se poate mai mult. Și din contribuția oamenilor aici cu canalizarea, din contribuții să dăm banii la ea. La ea și așa să fie cu oamenii o lucrați, de acum lucrările s-au făcut, domnule, din contribuții nu știi cum nu-ți poate pe scurtă de alocat bani la îndeplinirea lucrării. Contribuția se arată la alt articol, pentru o altă direcție, nu are nici plată la firma ta. Banii trebuie să fie realizare, nu-ți poate pe scurtă. Păi, dar cum a fost să fie la alt articol? Asta e chestia, dar trebuie normal de... Voi fi chemat din locul acolo, reprezentate acolo, să dăi în soare o... Dar nu de acord, dar când îl iei cu Litarcom și la primărie, să știe la mine. Dar și Litarcom? Cea mai bine. Eu cred că e Litarcom. Litarcom. Canalizarea. Dar eu creați mai departe? Vreau să puteți doar avem cu ministrul și mi tot să-mi facă că... Așa de probleme cu canalizarea și aici, că eu nu știu că și dacă am tot la bun să-ți canalizez. De acord. Eu tot am văzut așa la greșe, că o să spui, dar nu știi cine, pe în privința la năstrâncea la chiar. Eu nu să fac, o fost amul la Rondeștiu, i-am întrebat și cu lui, cum de nu știu dacă este nică zice, de grav la mână cu este. Așa cum e. Corect. Și de făcut un haos total, să-i luau banii și nu știu ce luau banii.
în afară de aceea, aici și milioane s-au plătit partea lui pompier. Și nu e și el care trebuia să... Da, deci toate încălările ele urmează să ieși. Și, de și. Dar cine era responsabil să stabilieze materiale preparate, banii de transferat? Cum a stat? Nu știu ce a stat, nu știu cum. Ultimele consultații care le-am făcut cu toți cei responsabile, cu domnul Mihai și cu ministerul, cu toți cei care sunt invitați aici, ne recomandă procesele verbale de încălcări pe care le-am depistat, inclusiv MISIP-ul, inclusiv state depurare, că e alt fel decât o trebuie să fie și 16 milioane de acum plătită și așa mai departe. Doar cheltuieli este introdus în proces verbal și trimis către procuratură, CNA, alt soluții nu mai avem de aia. Nu mai știu cum se mai face. Nu mai știu să vin să lucreze, ei dați-mi bani, dați-mi bani, totdeauna fi contribuția cetățenilor pe care noi nu acumulăm. Deci 800 de mii este nici de cum nu putem lua ca să dăm măcar 100 de mii. Și eu, în ultimul timp, de-am luat zestrea și-i dus pe la bardă, nu știu, ne lucrează. Dar nu lucrează nimic. Nu-i deloc. Nu-i deloc. Pentru că dacă ar fi de lumea să lucrează, ei ar da bani. Știu. Și ce e la bară de aia? Rechi de aici. Dar tu, că spune contribuția să dăm înapoi. Da. Credeți? Da. Dar și nu. Dar și nu. A spui contribuția să dăm înapoi. A spui din față de contul să dăm contribuția la înapoi la bară. Dar nu credeți vorbit, era cu față eu. Dar ce-i zis? Eu am un proiect mare, o calitate mare, 40 de milioane. Și-a lucrat o tehnică. Ți era rușine să fie mișto contribuția de la cetățeni. Cum? Păi, dar cetățeanul i-a fi tot dezamăgit. Dar cum să-i ca pe mâine? Nu-i să-i răspunda. Și tehnică. Dacă eu eram martă, când îi prezie pe excavatorul, bolovanii înghețat, pistițalul fără nisip. Tu îți dai seama să se apucă. Nu, 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 contra a canalização, dar poate veni, dar e așa de bine, tot de amuz duș. Toate care spun eu, trebuie să fac orificiile astea să înțelege. Nu au ei chiar un aparat să le facă cu cuva, la fisica, și-l crepa de sus până jos. Asta e definire de lucrări, de 42 de grade, de 42 de grade, de 42 de grade. Nu mai vreau să contribu, chiar știi că sistemul ăsta de canalizare e mult mai bine. E compromis proiect. Și acum când am văzut că trebuie să fie deja făcut din nou, mi-a spart. A nu treia, va să vină, am văzut. Nu trebuie bine, dar și trebuie responsabil cine a fost de chestia. Și nu vor să-i bani. Cine a fost responsabil? La primărie. Nu vor să-i bani, nici iată, că i-a dat întrebare. Păi în satul costește, la primărie, ori nu era primărie. Dar nu putem intra în informație. Dar așa că nu facem la să vedem cine sunt cei care fac canalizația. Ani eu dat să vedem, să discutăm cu noi și tot despre ce mai vreți acolo. Dar n-am gândit să vorbim de Alexandru. Și acum am ajuns la așa mai jos. Și acum, Andrei, și acum tot așa se face. Trei săptămâni urmă cu șpița și-a plănesit cu rinii. Fiți așa, un ideal, o pun la Andrei, Mahal, comisiile, trebuie să ne ducem care cu smintem canalizarea. Poți cineva din sat care eu am numit? Eu am fost, dar restul nu a fost nimeni. Când? Eu am fost când să faci canalizare pe sat. Parcă s-au vorbit. Olie de la Pedie, de la Pedie, altul și s-au pus fac cine? Cine a fost? Trebuie bună, e simt bani să duriți? Dar poți să trebuie să te regătesc pe sat. Deci primarul, că am descoperit încă, da, este procesul verbal din constatare a faptului că nisipul lipsește. Este. Și în baza procesului ăsta verbal semnat, de cei care au fost pe loc, o să mergem ca să demonstrăm și la Ministerul Mediului să dovedim ca să scoată cheltuielile din nisip din procesul verbal și au țin. Nu are rost, dar nu s-a făcut rău. Doamne, eu nu cred că un proiect de 40 de milioane și cu fizicul. Dar la partea asta nu e mai bun. Dat odată alocarea și nu e bun de mii de lei pentru nisipul ăsta. Două alocări și tot nu spune. Totul n-a spus. Gata, hai mai spate. Ce faci cu nevoții? Propuneți cu nevoții. Propuneți cu nevoții. Ce facem? Amânăm
Neozil are contract cu primăria? Da. A lucrat. Da, are contract. Păi, dacă are contract cu primăria, trebuie să te accepti. Să decizi. Să decizi. Să decizi. Să decizi. Eu mi-aduc altă aminte, vreau. Adică atunci știe, fa, nu e cu Neozil. Dar Neozil știe. Neozil noi avem la trei consilii care tot timpul numai scandal și nevoie. Da. Ba face colo scandal, ba dincolo scandal. Dar dacă are contract, dar ușor au spus că vă dați în decizi, faceți în decizi 59.000 de lei, că am scot banii, dar consiliul ăla s-a fost vorbele lor. Și noi am votat decizia 59.000 de lei. Ce vreau să fac de acolo? Dar vă spun, iar nu vă spun, să spun cu alt parte, să spun cu banii alt parte. Banii sunt cu ieri? Dar s-au scos banii, nu l-ați dat banii. S-au scos alt parte, s-au scos alt parte. S-au scos banii, nu l-ați dat și s-au scos alt parte. Dar vă spun, i-a chelat la Litarcom. Litarcom face la Litarcom. Dar eu nu sunt la nevoie. Demisorat, a mea propune demisorat datoria parte de Litarcom. Și până dacă vă dăm cu mine. Micșorat contractul cu Litarcom. Sub asta. Da, de sub asta. În baza unui act. Plătit de la asta s-a cunoștință, domnilor, la Litarcom. Până ați fac actul cu Litarcom, am desiziții. Asta vă dați. 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 Cine-i potrivă? S-a abținut? Nu. Ce mai avem? Cât îi dăm domnului Turcanu din Tăiet? Dacă îi dăm? Eu vreau să fac o mică. Deci domnul are contract de arendă. Contract de arendă în 8 decembrie 2003 16 ani de zile, 16 hectare. Și este respectivă decizia Consiliului Țătesc Prostești din 14 octombrie 2003. Am zis că 60 ani, 60 ani, 60 ani, o preză, rezervat și mai departe. Contractul este, dar cât trebuie să faci? Cât e acordă? Hai, cât iese din 10 hectare? Contractul făcut, eu am spus, dar nu spun la mâncă, e nu știu, e nu așa știi, că scăpăm de... Dar sunt... Dar voi în 2003, domnule. Mereu, dar tot sunt rămas că e drept și gata. Cât iese din 10 hectare? Deci, vă spun că aseară, păi ce-o să fie făcut evaluarea. Păi dar noi și votăm aici. Evaluarea din primării. Dar și votăm. Deci îi dăm de pildă X% din volumul masele noastre recoltate. Dar cum X%? Numărul de procente. 40-30%. Eu doamna președinte. Stimați consilier, eu, într-adevăr, vreau să spun un lucru, dar nu era fie politica acolo. Acela nu era și nimic, era și tot pe el. Într-adevăr, îl văzut. Eu am avut propunere. Până... Hotărăsc că masele noastre se iasă. Chemați-l pe domnul Turcanu, discutați dumneavoastră cu domnul Ionaș, puneți 10%, poate nu e. Noi nu știm. Dar poate și chemați-l pe domnul. Chemați-l domnul Turcanu. Eu vă spun, domnul care e cam cum ar și cu dânsul să fie și el îmbătat și dați-i tău. Da, dar nu am întrebat. Dar nu pot să votăm cu cine. Cât procent? Cât procent? Cât e spăcut la contractul ăsta? Eu asta nu vorbim cu dumneavoastră. Noi am ajuns cu tânsul la asta, el e de acord cu 30%. Dar cum? Nu știu ce e așa. Nu le trăiți, n-ați iasă milioane de sclădumie. Dar eu vreau să vă spun, numai că o lea cu cea din primărie, dar le-a făcut de posesc. Acolo e numai că poate și lume. Nu, dar pe el e acolo, deci nu trebuie să procente. Nu trebuie să procente. Dar cum va lovi în limbi de joată și când trebuie mai mulți pierde. Hai, doamne, la 30% primul. 30%? Da. Cine cât o știa ca să-i lăsăm? Nu stai, am luat. Dar nu știi mai trebuie. Eu știu că trebuie de Andreea. Nu e ocupare ca de treaba. Dar nu eu am de dezbate. Eu am o întrebare, domnul Gonaș. Ce se întâmplă după ce se extrage masa de noi? Așa l-a interesat. Cum se interesează? Dacă asta l-a interesat, primărie și lucrurile să ies acolo. Ori rămâne bărdaca, te ies și am luat lemnul și am plecat. Voi uitați-vă cum tot ești pe Dunăre, 5 ani în urmă. Ești la Pojogamă, tăi. Și vedeți cum cresc sau cum e din nou. La Pojogamă, am tot ești cu 5 ani. Domnul Ionaș, acolo să fac lucrări, trebuie să fac ajutorare de primărie. Primărie, 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 prim
Acolo vă spun eu, trebuia să până la Rezeni, până la întreprinderea Rezeni, trebuia să luat un tractor, un DT 75 tehnică grietă. Trebuia să făcut ajutorarea rădășinilor, să grei lăstate la multe la încior pe și pădurile, la și din rădășină și orică. Și o pădure viguroasă și sănătoasă. În primul rând, trebuia să încarc o tehnică grietă. Acolo mulți bani nu trebuie, dar lucrările este dacă nu își fac, acolo pădurile n-ați mai știut. Nu, dar avem servicii. Eu vedem autorizații, nu avem sistem autorizații, și fac de aia, cu scris. Ei s-au obligat să facă primărie cu dumneavoastră. Auzi, ce v-ați făcut? Dar și s-o poți citi cineva partea din dosie? Nu mai de fapt să citesc, dar el se uite că e copul de el. Eu vă întrebam, dar e cum vrei de stăi, dar și nu. De-aia vă întors acolo, am înțeles. Eu sunt constat totuși problema pădurilor și imajelor, e o problemă în altă parte, în sat Costești. Și ați trebuia să întrebări de pus un punct special la o următoare ședință, nu știu, și întrebări de clarificat, odată și totdeauna și face noi. Domnul, eu am înțeles total, el tip 16 ani, da? Acum cât are? Contractul pe cât 12 ani. Pișent, până în 2000. Tant că ați respectat cel mai mult din primărie, da? Nu bine, de am înțeles, mai sunt contracte, este ceva, mai este ceva. Dar o să mai pară și cum să la mieta. Eu nu știu, eu cred că aș trebuia să fie pus, ori faci, ori contractăm deci pădurile astea, ori și marșurile chiar. Ați fi fie populată de unde și pădurile și marșurile. O evaluare, da. Și vă zic, într-adevăr, în viitor, fiindcă dacă o prinde a dat așa la 1, la 2, 3 și ați rămâne ori din părțit, odată totdeauna știi fiecare care două soate de păduri și tot terminat cu culierul ăsta care noi ne sfătim în fiecare consiliu. Ce sens? Poate și face cum s-o părță pământ și face păduri. Ai ieri acolo cu păduri și s-o părțit la grupa și cu oameni acolo la ceilalți. Fiecare pun o linie și o pățesc și o terminat conform unui contract, ca să nu se taie, să se dească la timp, să le tot cumplite din ele. Adică, dăm noi 30-40, nu sunt probleme, cum a suntem, dar viitor dați faci moriegul și calculete. Să scriu zilnic cerere, dați pentru un prișghier, dați pentru o construcție, dați, ca să ajungi la o perioadă de timp, până să vină unui paște un capul, unui paște un vacă, ca să dăm tot. Dar, dacă e împărțit omului și știi că are două ani acolo de imagine, are 10-3 pădurii, este a lui, el o face o vântă la altă, că este oameni care s-au cu coile, cu vitele. El poate cumpăra la acela și facă imagine lui, el spus, să am în imagine, tot îngrijit, și este și imagine, dar când trebuie să mă înalte cu sultant, cu spărcet, sunt diferite pe procedură. Dar noi e un dezastru, între toți și pădurile și cu fiindcă, parcă este cuiva, dar parcă e nimănui. Adică eu propun ca la următoarea ședință o revadă de făcut într-adevăr un plan strategic pentru sat Costești cu ce privire. Problema pădurilor și imajelor. Fiindcă azi suntem la 1,30%. Mâine să mai dăm lucruri 40%. Poate ne mai faci un contract așa care va fi unul cu un lucru. Nu e acumul, dar nu vă zic dată în judecată. Pădurile zic dată în arietă, scoate dacă nu. Noi vorbim cu pădurile în rea. Ce de-o vorbim și de-o privire? Dar în arietă, nu fi ca. Eu cred că noi suntem o grupă de cetățeni în toată părerea și nu mai este cetățeni. Eu am și o propunere. Domnul Vățin foarte drept a spus, dar dă-ți faci noapte, noi avem imajul doare. Poftim la sine, arem și la spui pădurii. Iată eu... Cu imajul, cu pădurii, el are în greșea. Nici o problemă, am vrut să-i... Aici ce e rus?
Cu domnul Andrei să-i răspund din motoul mă rinsă întrebarea care nu se de acasă. Vreau să-ți spun de unde am de ce, de ce care nu poate să facă de Andreea. Apoi doar eu spun de unde, știi la Andreea și uiți. Vreau să zic, eu am cumpărat pământ de la Bilești mici. Și am adus bătăiul și mi-a arătat capul. Și 14 metri de socolo era dus pe terenul meu. Și așa am mers. Și ieșe de 14 metri, care îi pământul eu și a tăiet copașii de pe dânsa. Vine la fața locului și te uiți. Am domnul Ionar și mă acuză tot timpul la Andrei și am vrut să la Andreana arată-i mie o pădurișă crescută care e pus în teritoriul primării statului Costești din Zășari 1, arată-i mai frumoasă ca la Andreana. Și pe mine. Nu, dar mi-a gândat tot timpul, îi spunea la Andrei și am vrut să stai și el să gândești cu tot timpul ne-am acuzat. Ea e o pădurișă mai frumoasă ca la Andreana de te-a. Apoi stai, dar ea fără bani, fără stor și fără nică, dar am avut grijă de asta. Dar nu de acord cu domnul Jandros, vă spun de ce. Pentru nu s-a anunțat lucrul acesta ca omul să-i dai atent dacă el spui pădurii și s-o crească, nu s-o... Eu vă dau garanție, dacă se anunță lucrul ăsta, toți ați fi cer și ați vrei, de atâta noi trebuie să ne gândim. Până am dat 30-40 hectare, și vă duc în sondajul oamenilor, dacă oamenii sunt de acord și eu, de exemplu, partea mea vreau să-mi iau tot port, că e mari pădurii, de-o port și de-o privesc eu. Și nu mai vine până la la pensionat și eu să-i dau pentru mama mea pe cei trebuie de acolo în da, dar să vedem așa, de exemplu, nu știu eu la mine, de la deal. Așa, nu știu eu, nu știu eu, de exemplu, eu spun de știu eu, de la deal. Acolo și poți să păi nu s-o anunțam, de imași, că anunță la oameni mâine, că luați să lucrăți, de imași să dintre au pădure. Eu îți garantez... Păi de ce nu vă fac pe domnul ăsta și el și-a dat 80 de mii pe domnul ăsta? De ce nu te-ai anunțat mie? Că eu să-i dau eu cățca de spate, îmi vorbesc cu cățca mea de spate. Nu fii și te vas gândi, că eu am văzut bani, am investit bani de lucru. Nu vorbesc cu cățca ta. Nu, cu cățca ta e ta. Nu, eu vorbesc de spate. Vorbesc de spate. Păi când o văd colcozul, cât s-o trebuie din timpul? Din păi spune-ți pe domnul. O să știi pe domnul. O 200 și din pe domnul. Și au rămas mic. Asta e cu domnul. Au rămas boșeți. Apa așa este, pentru o vrebutrie. Bun, data viitoare, mai am analizativă. Dacă eu știu și eu cine vă 30 hectare, spun. Nu 30 hectare. Eu am 30 hectare. Deci ești pare normal. Ce ați primit cu cere? Munte. Nu sunt cere, este cere. Nu-i valea de știință, ți-o dat-o să-i tot. Bun, data viitoare. Cum te mai vrea să o trebuie? Da, hai să părți, mă duc acasă. Dar mai ce mi-e de... Dar nu mai părți, la mea zi. Dar ce părți, mă? Ei, nu le ce face. Doi, Natalia. Pădurile stau la balanță, la primărie, să află costie. Curie, și... Să ne dați urmări. Acum, la primărie, de la arie. Asta de la arie, da. Oamenii, oricuri cu comunitatea, stai, oamenii, stai și ceva așa, să ne rămână la primărie. Referitor la plantare. Dați-o la plantare. Și ce am văzut de plantare? Întrebare, tot nu știu cum faci, ia partiu. Nu pot la partiu. Dar fără comune a fost. Bun, domnule, am fost să facem o drumie specială la capitolul, nu mai discutăm. Nu avem nici comune pentru demararea stanului și subscripție în camera. Deci, stau ca pare cum de un grijorez. Da, 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 e clar. Deci, cine te vreau asta, nu vreau să băga. Decizie de demolare, de decizie, ca să aduc construcții, costul spital. Bun, astea. Bun, e un moment. Concurățim ca la Roșeala, ce mult mie și vorba să faci în cocitura și noi ce prezim, nu știm ce-a fost și toamna. Eu vă spun, ați ajungem, nu știm cum ați fi toamna, iarna, primăvara. Și iarna e atunci, ați ajungem să atâmnecăm toate... Doamna primară, acolo cred că vreo 10.000 de lei s-o pot eu, așa, nu știu, da. Specialist în aia. Dacă a aprobat, dacă a trecut de la Consiliu, am pus problema.
aprobării numai a lucrărilor de curățirea canalului.